Văd că și pe cea cu delegația din China și aici nu sunt trecute cheltuielile și costurile. Adică, totuși, chiar dacă ar fi 3 lei, bani publici, ar fi bine să apară, dacă tot votăm pentru delegație, care sunt costurile, nu? Deci costurile sunt conform legii. Nu se aprobă de Consiliul Local, Consiliul Local aprobă deplasarea la Consiliu. Și costurile sunt conform legii. Există lege care spune pentru zi cu ai din urna unui RSS, nu mai este RSS, dar pentru mine care sunt așa Ceaușescu este. În alte țări există e o ordonanță. Dacă doriți, pot să vă pună la dispoziție legea în care aprobă costurile. Nu se cheltuiește nimic în plus, pentru că nu e chestiunea de a cheltui ceva în plus. Trebuie să știți că în momentul în care vine Curtea de Conturi este primul lucru care este verificat, fiind cel mai simplu. E vorba doar de transparență vis-a-vis de cetățenii orașului, nu de... Nu, nu, domnul consilier. Transparență este transparență. Vorbele sunt vorbe. Legea